Oamenii de știință au inventat o vopsea care ar putea înlocui aerul condiționat și încălzirea, reducând în același timp facturile la energie. Vopseaua inventată de cercetătorii de la Universitatea Stanford funcționează prin reglarea căldurii unei clădiri, menținând-o mai rece vara și mai caldă iarna. Vopselele constau din două straturi. Un strat este format dintr-un reflector infraroșu folosind fulgi de aluminiu, iar celălalt este ultra subțire, infraroșu și transparent, ceea ce le-a permis oamenilor de știință să folosească nanoparticule într-o gamă largă de culori. Dacă un utilizator dorește să țină căldura la distanță, vopseaua trebuie folosită pe pereți exteriori și pe acoperișuri, deoarece lumina infraroșie de la soare va trece prin stratul colorat și va ricoșa în stratul inferior. Acest lucru împiedică clădirea să absoarbă căldura. Pentru a conserva căldura, vopseaua poate fi folosită pe pereți interiori. Aceasta acționează apoi în sens invers, unde stratul inferior reflectă undele infraroșii. Aceste vopsele pot fi utilizate și pe alte suprafețe, cum ar fi camioanele și trenurile, în același scop. Vopselele cu emisivitate redusă există deja, dar sunt de culoare argintie sau gri, ceea ce le face mai puțin plăcute din punct de vedere estetic și, prin urmare, mai puțin atractive pentru utilizare.